Decizia de înghețare a Ligii Florilor permite cluburilor de prima scenă a handbalului feminin românesc să înceapă discuțiile pentru întâlnirea loturilor. Conducerea CSM Slatina a reușit deja să aducă la echipă o nouă jucătoare, deși tânără, aceasta are experiență vastă. Tama și Larisa, din punctul meu de vedere, poate juca orice la linia de 9 metri. Din păcate, ea în ultimul an la Baia Mare a jucat mai puțin. Am folosit-o mai mult în apărare și în atac foarte puțin. Conducerea clubului slătinean a anunțat că nucleul de bază al echipei rămâne același și va continua să joace pentru CSM și în sezonul viitor. Jucătoarele și-au reînnoit contractele cu echipa antrenată de Victorina Bora pentru al patrulea an consecutiv. Sperăm în zilele următoare să materializeze, să putem să o aducem la cunoștință și faptul că am mai semnat cu alte jucătoare. Da, probabil că va fi un lot de 16 jucătoare. Asta ne dorim, asta ne gândim. CSM Slatina s-a despărțit după întreruperea campionatului național de Alexandra Andrei, Iulia Andrei, Daniela Șchiopu, Daniela Corban și Ana Dulgheriu. În locul lor urmează să fie aduse în perioada următoare noi jucătoare. După întregirea lotului se va stabili data la care jucătoarele vor relua pregătirea pentru noul sezon, programat să debuteze la finele lunii august.